Biblioteca Vasile Coroban din Glodeni și-a propus să fie una modernă cu șanse egale pentru toți. În acest sens, marți a fost inaugurat Centrul Raional de Formare Novateca. Totodată, în cadrul instituției, a fost lansat serviciul nou de bibliotecă Clubul Amatorilor de Flori Azalea. Cu mai multe detalii vin colegii mei. Programul Novateca și Biblioteca Publică Raională Vasile Coroban din Glodeni au inaugurat primul centru de formare pentru bibliotecari, care face parte din rețeaua pilot de bibliotecare a programului. Centrul va oferi cetățenilor din Glodeni acces gratuit la internet, servicii moderne și inovatoare de informare în bibliotecă, precum și instruire pentru bibliotecarii din raion. În acest centru deja au fost instruiți 15 bibliotecari din satele raionului, care sunt la fel membri ai programului Novateca, deci studiind diferite probleme ce ține de activitatea bibliotecii, anume ca rezultat al acestui program Novateca. Pe viitor avem plan ca să formăm grupe de cetățeni din raion, din Rorjel, care vor dori să însușească calculatorul. În orice caz, toți doritorii au acces liber la internet, la orice informație din internet, absolut gratuit, fără nicio restricție și tot ce de ce au nevoie. Vreau să vă doresc succes în viitor, mult sănătate și, într-adevăr, acest centru să devină cu adevărat un centru pentru glodeneni, pentru toate entitățile publice din raion. Acest centru să funcționeze, să fie mereu plin cu lume, să putem face diferite manifestații și instruiri, să avem un plan bine definit, să știm cu ce ne ocupăm și să ne bucurăm de prezența cititorilor, de prezența populației din raionul Glodeni. Într-adevăr, este o reușită, v-ați adus toți aportul și avem rezultatul astăzi. Viața ne impune noi rigori, noi cerințe și calculatorul deja nu a mai devenit un lux, a devenit o necesitate. Altceva, eu vreau să vă doresc ca niciodată acest calculator, cât de atractiv, cât de ușor nu ar fi el de accesat, de navigat, să nu înlocuiască cartea, fiindcă suntem în incinta bibliotecii. Очень приятно, что есть организации, которые оказывают помощь нашему городу, нашей библиотеке. Значит, это хорошие дела. Будем надеяться, наши детки будут посещать библиотеку Глодянскую. Будем надеяться, что коллектив значит, всегда будет готов принять огромное количество детей. Новотека АДУС контрибует к экипаменту, но часто есть только о патриме, что делает программа Новотека. 75% a programului sunt investiții grele în instruirea bibliotecarilor, în dezvoltarea abilităților organizaționale a bibliotecarilor și în dezvoltarea capacităților de lider a conducătorilor bibliotecilor. De aceea noi sperăm că bibliotecarii vor folosi tehnologiile moderne pentru a atrage noi utilizatori, pentru a oferi servicii cerute de comunitate și pentru a fi în pas cu cerințele secolului 21. Prin intermediul programului Novateca, centrul de formare este dotat cu calculatoare moderne și echipamente periferice pentru a facilita instruirea personalului bibliotecilor din regiune și oferi servicii moderne de informare a cetățenilor. Programul Novateca este parte a inițiativei Global Libraries a Fundației Bill and Melinda Gates, care se concentrează pe facilitarea accesului populației la informații și calculatoare prin intermediul bibliotecilor publice.